Weekendul acesta s-a lăsat cu țipurituri și cu chiuituri în Maramureș. Toată lumea știe, pentru că sper că ați văzut pe la știri, ați văzut prin presă, nu? Șapte sate și un oraș au petrecut la nunta primarului din Ulmeni. Lucian Morar cu interpreta de muzică populară Ioana Pricop. Ați auzit bine, nunta s-a ținut concomitent. Ia uitați aici imagini de la nuntă lunta asta, deci atenție mare, bă băiatul, auzi, concomitent în șapte sate, în șapte săli diferite. Iar mirii au făcut un turneu de la Țicău, unde era petrecerea principală, prin toate celelalte sate, să salute miile de invitați. Genial, jur! Și dacă tot vorbim de invitați, trebuie spus că printre cei mai respectați nuntați s-au numărat și fostul președinte Traian Băsescu și, bineînțeles, doamna Elena Udrea. Nu au venit împreună, ci separat. Fostul președinte a venit însoțit de soția Maria, în timp ce fostul ministru al turismului a venit singură și din imagini. Nu, uh, pentru că din imagini pare că s-a distrat pe cinste. Vreau să-i felicităm și noi pe Miri, să le dorim casă de piatră și să le spunem că -i așteptăm joi aici la emisiune cu povești din culise și imagini în exclusivitate. Joi, da? Așteptăm!